Ației PNL la Cotroceni, o ascultăm. Eficient, un guvern restrâns ca și dimensiuni, la nivelul guvernelor normale, de la nivel european, care cuprind 15, 16, maxim 17 ministere, pentru că așa e normal, nu te-a pus să faci ministere ca să creezi posturi pentru politruci. Sunt ministerele, reprezintă entități administrative care gestionează domenii fundamentale care se află în legătură și, după opinia noastră, maxim 15-16 ministere sunt suficiente pentru a putea gira toate aceste domenii de activitate în mod eficient. V-am spus că nu vehiculez nume de colegi. În momentul în care vom decide în forurile statutare ale partidului candidații la funcțiile de ministri, îi vom prezenta public. Președintele Iohannis, după ce a întrebat guvernul dacă are bani, a promulgat legea pensiilor. Este o lege care este în vigoare, iar Partidul Național Liberal respectă legile care se află în vigoare. În ceea ce privește toate minciunile pe care le-a lansat propaganda diversionistă a PSD, că nu mai dăm salarii, că micșorăm salarii, că micșorăm pensii, că nu mai plătim proiectele în cadrul PNDL, sunt niște minciuni gogonate care n-au nicio legătură cu programul Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal are ca principal obiectiv creșterea veniturilor românilor, dar această creștere a veniturilor se bazeze pe realități și nu pe decizii administrative subiective. Să se bazeze pe atragerea de investiții care să creeze locuri de muncă bine plătite, pe creșterea competitivității economiei românești, pe creșterea productivității în toate ramurile de activitate și nu pe decizii administrative care depind de pixul unui demnitar care scoate cifrele din burtă. Deci noi ne dorim creșterea veniturilor cetățenilor români și ne dorim ca această creștere să ducă la creșterea puterii de cumpărare și nici de cum ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile, în care PSD cu o mână a luat și cu două mâini a luat, prin intermediul inflației, prin intermediul creșterii dramatice a prețurilor, în special pentru produsele care fac parte din coșul zilnic, practic a aruncat pe apa sâmbetei orice creștere formală de venit a cetățenilor români. Este o întrebare care vă spun, cred că repetând PSD de atâtea ori minciuna asta, ajunge să credeți minciuna asta. Partidul Național Liberal dorește creșterea veniturilor populației. Sigur, apropo de buget, dacă ne uităm în execuția bugetară pe primele luni ale anului, vedem cea mai mare creștere în anul 2019, în raport cu 2018, cheltuielile de personal. Cheltuielile de personal care au crescut cu 27% față de anul 2018. Sigur că asupra cheltuielilor de personal va trebui să ne aplecăm cu foarte mare atenție, pentru că noi vrem relansarea investițiilor. Noi vrem ca resursele publice să fie alocate cu prioritate pentru a investi în infrastructură, în oameni, în tot ceea ce este necesar pentru a asigura calitatea vieții cetățenilor. Iar aici am și spus că în ultimii 3 ani de zile au intrat în administrație pe ușa din dos o mulțime de habarniști, o mulțime de oameni care nu au nici cea mai mică competență, care nici măcar nu se duc la serviciu sau care dacă se duc la serviciu se duc să bea cafele și să plimbe hârtii fără rost. Vom face o evaluare cu maximă exigență, astfel încât să păstrăm în instituțiile publice funcționarii de carieră, funcționarii competenți, iar hoții, leneșii și politrucii să se ducă să câștige din activitățile de pe piața liberă.
Sunt convins că președintele României va veni cât mai rapid posibil în urma consultărilor cu o soluție benefică pentru România. Tot președintele ALDE a anunțat că nu au intenția de a participa la guvernare. Cu siguranță am avut discuții în toată această perioadă. A fost o perioadă în care ne-am intensificat comunicarea, în care am căpătat încredere unii în alții și care sunt convins că va fi foarte utilă pentru ceea ce va să vină. În timpul pe care îl prevede Constituția din momentul desemnării unui premier. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumim. Am ascultat, doamnelor și domnilor, pe membrii delegației PNL. După ce au discutat cu președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban își dorește un proiect comun cu opoziția pentru anticipate. Voi prezenta public lista miniștrilor, a spus Orban, însoțit la declarații de colegii liberali Raluca Turcan și Rareș Bogdan. Și după liberala Cotroceni așteptată de